Reprezentanții mass-media, stimați cetățenii Republicii Moldova, ieri seară cu toții am fost martori și am urmărit acel show de prost gust când înainte de conferință de presă anunțată la orele 18 s-a produs un show cu mascații și Procurorul General al Republicii Moldova. Aprobat câștigător de concurs realizat și petrecut de guvernul Maia Sandu anul 2019. Procurorul general a fost reținut într-o formă de cei mai proastă calitate. Cu toții ați văzut ieri acel show cu mascații. Stimați cetățeni, avem o întrebare către fiecare cetățean al Republicii Moldova. Oare nu ați avut sentiment de déjà vu? Deodată am văzut și am adus aminte stilul statului capturat, marca Vladimir Plahotniuc. Am văzut că cineva nu a dorit ca procurorul general să aducă la cunoștință opinii publice, informații de rezonanță publică. Echipa noastră și întreaga societate se vor implica pentru a aduce lumină în acest caz. Cerem ca astăzi, în regim de urgență, să fie publicate materialele domnului Stoianoglu cu care el urma să iasă ieri la conferința de presă. Cerem în regim de urgență ca fiecare cetățean, fiecare persoană interesată să poată analiza fiecare literă, fiecare virgulă din mesajul domnului Stoianoglu. Cunoaștem bine că domnul Stoianoglu a pornit urmărire penală pe mai multe cazuri unde figurează mai mulți politicieni. Cunoaștem bine că domnul Stoianoglu a declarat că factori politici, deputați, șefii de partide, miniștri, au fost implicați inclusiv și în furtul secolului. Cunoaștem bine că domnul Stoianoglu a declarat și că în cazul aeroportului internațional Chișinău figurează mai multe persoane notorii, vorba unui fost prim-ministru. Noi trăim într-o democrație. Cel puțin statul Republica Moldova pretinde că este un stat democratic, unde cetățenii trebuie să aibă acces la informație. Încă o dată reiterăm, în regim de urgență să fie publicate materialele care domnul procuror general urma să le aducă la cunoștință opiniei publice. Ceea ce a avut loc ieri arată că ne aflăm într-un regim de dictatură. Și astăzi Republica Moldova iarăși intră în stare unui stat capturat. Suntem gata să ieșim în stradă pentru a lupta pentru democrație și pentru libertate, pentru un proces echitabil, pentru respectarea normelor statului de drept. Facem apel la misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova. Noi suntem nedumeriți. De ce până acum nu sunt, cel puțin nu au apărut în spațiu public, reacțiile organismelor internaționale și a structurilor diplomatice acreditate în țara noastră? Înțelegem foarte bine că mai mulți parteneri pur și simplu se află într-o stare de neclaritate, pe motiv că nici ei nu pot înțelege ce se produce în aceste clipe în Republica Moldova. De ce sunt călcate toate normele legale? De ce nu se respectă proceduri elementare? Înțelegem bine că este un act de răfuială politică. Sunt sute de declarații publice ale reprezentanților acestui regim care au zis că vor face tot posibilul ca domnul Stoianoglu să plece.
Înseamnă că această istorie, istoria de ieri, nu este despre un dosar sau altul. Este finalul luptei cu o singură persoană. Suntem indignați de faptul că actorii, cei care nemijlocit au inițiat această procedură, sunt deputații care făceau parte din coaliției în frunte cu Vladimir Plahotniuc. Cunoaștem bine și că cei mascați care au participat la acea măsură, nocturnă, apropo, au dat ieri buzna noapte cu percheziții, mascații. Revenim la practicile anilor precedenți. Numai că Vladimir Plahotniuc nu este în țară, dar его нет, но дело его живет. În această situație, noi cu colegii vom întreprinde măsurile necesare pentru a avea parte în această cauză, să avem un proces echitabil. Înțelegem foarte bine că guvernarea de astăzi foarte rapid eșuează pe plan social, pe plan economic. Vedem creșterea prețurilor și incapacitatea celor de la guvernare de a se opune. Vedem că oamenii trăiesc mai greu. Vedem că vine iarna și avem probleme cu gaz și cu tarife. Vedem cum Republica Moldova iarăși trece un val de pandemie. Și acei care au venit la guvernare declarând că noi am gestionat pandemia prost, astăzi demonstrează absolută incapacitate în gestionarea crizei pandemice. Zeci de oameni zilnic mor. Mii de oameni zilnic sunt infectați. Și în această situație, atunci când guvernarea nu poate oferi pâine, îi oferă show-uri de prost gust. În această sală am declarat încă în campania electorală că cei care tind la guvernare nu vor avea capacitate să ridice nivelul de viață a cetățenilor. Și v-am preîntâmpinat că pâinea nu va fi, dar vor fi show-uri. Și iată, noi avem parte de aceste show-uri. Însă suntem absolut siguri că cetățenii nu vor da crezare acestor show-uri. Suntem siguri că cetățenii au capacitate de analiză și oamenii așteaptă onorarea promisiunilor electorale și nu show-uri de prost gust atunci când cineva dorește să mai pui mâna încă pe o instituție a statului. Stimați cetățeni, este momentul când întreaga societate trebuie să se mobilizeze și trebuie să spună un ferm nu acestor forme și standarde a unui stat antidemocratic cu caracter dictatorial. În această duminică propunem un protest masiv în centrul capitalei, fără drapele politice, unde întreaga societate, cetățenii, diferiți actori politici sau din societate civilă, să aibă acces la microfon liber și să pot expune poziția lor fermă, că noi dorim un stat de drept, noi dorim o luptă politică curată, noi dorim respectarea normelor și standardelor civilizate, dacă nu vă plac democratice. În acest sens, noi vom contacta mai mulți lideri politici și vom propune, repetăm și reiterăm, un protest național, apolitic, fără drăpele și fără lozinci politice. Trebuie să ieșim în apărarea statului de drept. Trebuie să spunem celor de la guvernare că da, dragi guvernanți, metode contează și scopul nu scuze mijloace. Pentru o societate, cel mai important sunt mijloace cum noi vrem să atingem scopuri. Nu pentru a ajunge la ceea ce am văzut ieri, noi am făcut ceea ce am făcut în 2019. Nu pentru a permite cuiva din cadrul procuraturii să-l răzbune pe Stoianoglu. Apropo, da,
Noi dorim o justiție proactivă. Noi dorim lumină în cadrul mai multor dosare și fiecare să răspundă pentru fapta lui comisă. Aceasta este justiție. Dar noi categoric nu tolerăm atunci când cineva decide cine sunt acei care trebuie să răspundă. Am ajuns, dragi cetățeni, la culme, ca să fie reținută și soția, ca să fie reținut și apropiații cu scopul probabil de a-l șantaja acea persoană care este reținută. Probabil să-l impună la tăcere, așa cum a fost în cazul unui fost prim-ministru, care a promis informații și până la urmă a tăcut. Stimate doamne din cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate, nu doar doamne, neastră public, pledați pentru apărarea femeilor, pentru protejarea lor și promovarea lor. Cum vă place situația când și soția unui, să-l numim adversar al partidului dumneavoastră, să fie maltratată și să fie reținută? Vă plac asemenea metode? Așa construiți un viitor mai bun, mai frumos? Așa arată vremurile bune în opinia dumneavoastră? Noapte cu mascații, familia ridicată pe sus. Imediat după această conferință de presă vom publica și secvență video cum mascații ieri au dat buzna într-un bloc cu 9 etaje unde trăiesc mai mulți cetățeni. Apropo, acest procuror este un om destul de modest, cel puțin trăiește modest. Și nu au intrat în palată, au intrat în curtea unui bloc. Și cetățenii care au trăit în acest și trăiesc în acest bloc sunt indignați de comportamentul celor care au venit cu măști. Procurorul general a declarat lucruri importante. El a recunoscut că procuratura anterior a instrumentat cazuri politice. El a recunoscut că în Moldova sunt deținuți politici. El public, în premieră, din numele procuraturii, a cerut scuze de la toți cetățeni, anume vorbind despre cazuri politice și despre deținuți politici. Și iată, cel care a scos la suprafață mai multe scheme din procuratură, astăzi este răzbunat de cine? Pe cine folosește astăzi PAS? Și care sunt mijloacele lor? Ei folosesc pe acei din procuratură care sunt supărați pe Stoianoglu. Și acei cu mare plăcere au semnat tot ce trebuie de semnat ca să pornească proceduri necesare. Și uitați-vă în ce termen record, câtă operativitate și cum ministrul justiției mai nu dă indicații Consiliului Suprem al procurorilor că trebuie să se convoace și iată ei s-au convocat. Și cum toate mass-media deja știe cine va fi numit. Oare aceasta este justiție? Oare acest lucru este corect? Oare justiția și procuratura deja nu mai sunt independenți? Nu. Pentru cineva nu sunt independenți. Cineva vrea și deja realizează controlul politic asupra procuraturii și asupra justiției. Încă o dată, repetăm, așteptăm poziția tuturor partenerilor Republicii Moldova. Astăzi vom contacta mai multe organisme internaționale, ambasade, diplomați care sunt în Republica Moldova, cu scopul de a obține public poziția lor. Vom face tot posibilul ca toată societatea să știe fiecare literă și virgulă din mesajul de ieri domnului Stoianoglu, care el nu a avut posibilitatea să-l aducă la cunoștință personal. Și trei, duminică, ieșim la protest ca să apărăm stat de drept, democrația și să nu permitem cuiva să captureze statul Republica Moldova.
Да, вамус меск. Стимас штатень. Ну, диджа бастась. Мам бракат интро камаша неагра. Дак врец. Есть он долю. Долю пи демократии. Для мой один цара. Долю пи стат дедрепт. Карьер. Ноаптя. Această guvernare am mormătat și statul de drept și democrația de la noi din țară. Prin acele acțiuni care au avut loc ieri în legătură cu reținerea Procurorului General. N-am să vorbesc despre unele chestiuni, poate care sunt la suprafață, de ordin politic sau de ce s-a făcut acest lucru cu ceva timp înainte de a ieși Procurorul General într-un briefing de presă. Am să vorbesc despre unele acțiuni procedurale, rapiditatea lor și un mare semn de întrebare referitor la respectarea normelor procedurale, respectarea unor hotărâri ale CEDO în procese care de mai multe ori Curtea Europeană s-a expus că procesul penal trebuie să fie unul echitabil cu respectarea normelor de drept, cu respectarea dreptului la apărare și argumentarea poziției statului și a structurilor statului în asemenea proces. Ați văzut cu toții acel show de prost gust care a avut loc în cadrul ședinței Consiliului Superior a Procurorilor, care a durat mai mult timp, iar după ce CSP-ul a luat o decizie ca să fie desemnat un procuror ca să examineze un denunț unui deputat care, apropo, pe timpuri semna ca să fie desemnat în calitate de prim-ministru Vladimir Plahotniuc, acest denunț împotriva procurorului general care l-a anunțat în căutare internațională pe Vladimir Plahotniuc. După ce s-a terminat această ședință, normal, conform procedurilor, orice hotărâre care a luat-o CSP-ul, urma să fie redactat. Trebuia să ia ceva timp. Acest procuror urma să fie găsit. Dacă lucrul ăsta nu a fost deja înscenat de ceva timp, nu s-a pregătit scenariul, de asemenea trebuia să ia ceva timp ca să fie găsit acest procuror. Să fie pusă la dispoziție materialele, el să le studieze, să îi apară o bănuială rezonabilă, vorbind în termen procedural conform legislației, și el să întocmească o ordonanță privind începerea urmăririi penale. Vă aduc aminte că sunt 4 sau 5 capete de acuzare și fiecare capăt de acuzare să fie descris, argumentat, iar după aia să înceapă toate aceste proceduri. Dacă să ne uităm în timp cât a durat tot acest scenariu, de la momentul finalizării ședinței CSP-ului și până la trimiterea scrisorii în adresa CSP-ului, care a fost semnată electronic, unde este inclusiv înscrisă sau fixat ora când a semnat-o și a expediat-o procurorul pe caz, deci a trecut fix o oră și 46 de minute. Mă interesează pe câte pagini a fost scrisă, tipărită această ordonanță de începere a urmării penale. Pe o pagină. Fie el și pe o pagină. Dacă este pe o pagină, atunci se încalcă principiile unanim recunoscute și principiile care sunt consfințite
în mai multe hotărâri ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Inclusiv pe unele hotărâri unde Republica Moldova a fost condamnată și noi astăzi iară călcăm pe cel greu. Unul din capete de acuzare, fals în declarații cu privire la avere și interese. Toți juriștii din Republica Moldova ar trebui să-și dea o întrebare. Dar spuneți, vă rog, noi avem un organ care se numește Autoritatea Națională de Integritate, care în fiecare an examinează, verifică declarațiile de avere și interese. În acest sens, ANIU s-a expus, a fost pornită o procedură de verificare, a fost întocmit un act de constatare care a fost expediat în adresa CSP-ului, în adresa Procuraturii Anticorupției, în vederea inițierii unui proces penal. Ori în cazul respectiv, Procuratura Anticorupției sau Procurorul pe caz și a atribuit aceste competențe, a deschis dosar penal, înaintează un capăt de învinuire sau o bănuială, fără a avea la bază tot probatoriul, factologia care ar trebui să fie generată de către o instituție în acest stat, cum este Autoritatea Națională de Integritate. Eu nu vorbesc despre rapiditate, ci despre celelalte capete de acuzare. Precum că deputatul în 2011, Stoian Oglă, a propus unui organ colectiv, forul legislativ suprem în această țară, un amendament sau nu știu ce, care a fost acceptat, votat de un organ colectiv, forul suprem legislativ din această țară. Și de Alianța pentru Integrare Europeană, unde trebuie să vedem dacă a fost pe acolo și deputatul Carp, dar precis și acei alți care astăzi, într-așa un mod netransparent, nedemocratic, dau pe tava această mâncare ca să fie servită de întreaga populație din Republica Moldova. Să știți că nu este gustos, absolut deloc, și cetățenii deja se simte asta în societate, că sunt indignați, corect a spus colegul, de acele metode care noi, o țară întreagă, le-am trăit în anii precedenți, sub guvernarea AIE, sub guvernarea verzilor, albaștrilor, galbenilor, sunt aceiași oameni. Astăzi a avut loc ședința Comisiei Juridice, Numeri și Imunități. Ieri, la 15:50, mi-a venit un mesaj, precum că la 16:15, cu 25 minute înainte, mi s-a comunicat că președinta Olesa Stamate convoacă de urgență ședința comisiei. Eram plecat în teritoriu, evident că nu puteam să particip la această ședință și după aceasta, la 16:15, a venit un alt mesaj, precum că ședința comisiei se amână. Astăzi, la începutul ședinței comisiei juridice, am întrebat-o pe doamna Stamate. Dar spuneți, vă rog, care a fost urgența convocării ședinței comisiei și ce subiect urma noi să discutăm? Domnul nu a comunicat despre acest lucru. A vorbit că deja subiectul a decăzut, ceva de genul ăsta, și a venit cu o altă ordine de zi. În vâltoarea evenimentelor care au avut loc ieri, astăzi am solicitat mai multe audieri, văzând că în țara noastră sunt derapaj în ceea ce ține de respectarea drepturilor omului, dreptul la un proces echitabil și coparticiparea în toate aceste derapaje
inclusiv a doamnei Moloșac, care recent a fost numit în calitate de avocat a poporului, am solicitat să avem audieri pe acest subiect a doamnei Moloșac, a domnului ministru justiției. Evident că cei din majoritatea parlamentară care ieri au avut sau au făcut acest dezmăț, au refuzat să includă în ordine de zi acest subiect. Cunoașteți cu toții că am trecut comisia, pe baza comisiei juridice, s-au făcut modificări în legislație, unde pe baza comisiei juridice urmează să fie și să lucreze, să fie constituit și să lucreze subcomisia privind examinarea subiectelor cum hotărârile CEDO de la noi, Republica Moldova, se execută pe teritoriul țării. Conform legislației, această subcomisie urmează de asemenea să fie prezidată de către cineva din opoziție. În voltoarea acestor evenimente, fiecare persoană de la noi din țară nu se simte protejată. Și acele slogane și mesaje cu care au venit cei din PAS în campania electorală, că vin vremurile bune, vom face reformă în justiție, vom asigura un stat de drept și toate celelalte, ieri au fost înmormântate. Au fost înmormântate seara, noaptea, sub văzul unei lumi întregi, și eu sper că cetățenii din Republica Moldova, diferite asociații, organizații obștești, se vor expune pe marginea acestui subiect. Ca și avocat, mă adresez acum colegilor mei de breaslă, Uniunii Avocaților. Stimați colegi, eu cred că toți trebuie să avem o opinie și să ne o expunem în public vis-a-vis de ce se întâmplă în Republica Moldova. Vis-a-vis de nerespectarea normelor de drept, vis-a-vis de justiție televizată, vis-a-vis de încălcarea unui drept la un proces echitabil, vis-a-vis de ceea ce a avut loc ieri în ședința CSP-ului, vis-a-vis de atitudinea unei colegi de-a noastră care recent a fost numită în calitate de avocat a poporului și coparticiparea ei la acest dezmăț. Eu cred că a venit timpul ca fiecare din noi să ne expunem această părere, să nu ne temem de acest subiect și să fim cinstiți față de toți și față de ce se întâmplă la noi în țară. Unul din colegii noștri, chiar am văzut aseară pe rețele de socializare, Vlad Grebincea, care de asemenea a participat la acel concurs organizat de guvernul Maia Sandu în 2019, care a participat la acel concurs de desemnare a unui procuror general și a expus deja poziția. Nu chiar așa, fraților. Și vrem ca această poziție să o expună fiecare a cei care au atitudinea și care participă în procesul respectării drepturilor omului și care participă în procesul de judecată atunci când alături de clienții săi participă și veghează la respectarea drepturilor omului. Eu vă mulțumesc. Stimați cetățeni, stimați reprezentanți mass-media, colegii mei au vociferat mai multe momente importante, dar în același timp triste pentru justiția din Republica Moldova, pentru democrația din Republica Moldova, triste pentru ceea ce numim noi
norme de drept, respectarea drepturilor omului și multe alte chestiuni. Noi am urmărit atent ce s-a întâmplat în ultima perioadă, am urmărit atent cum s-a ajuns la această situație și în principiu nu putem sta într-o parte să nu ne exprimăm indignarea. Eu, în calitatea mea de președinte al Comisiei Drepturile Omului și Relații Interetnice, ne-am autosesizat și vreau să vă zic și să informez publicul larg și în special jurnaliștii independenți și care manifestă interes sporit față de acest caz, că imediat după această conferință de presă ne vom deplasa la izolatorul unde se deține domnul procuror general Stoianoglu. Scopul vizitei noastre constă în monitorizarea acestui proces și să vedem dacă sunt respectate condițiile de detenție, dacă este respectat dreptul la un proces echitabil, dacă este respectat dreptul la apărare și, în general, transparența în acest proces. Pentru că, după cum ați văzut dumneavoastră, viteza cu care s-a făcut și am derapat de pe câmpul democratic, ne duce la gândul că pot fi încălcate inclusiv și drepturile omului. Iar aceste drepturi sunt consistite nu doar în Legea Supremă a Republicii Moldova, dar și în convențiile internaționale. De aceea fac apel către toate instituțiile mass media care manifestă interes. Dacă doriți, cum am zis, împreună cu colegul Vasile Bole, care este și vicepreședintele Comisiei Juridice, pentru că o autosizare din partea președintelui Comisiei Juridice noi nu ne așteptăm, pentru că ei sunt parte acestui scenariu murdar în adresa nu doar a procurorului general, pentru că aici trebuie privind mult mai profund. Ceea ce s-a întâmplat ieri a fost nu doar o lovitură în adresa procurorului general, dar în adresa procuraturii și în adresa statului de drept. Iată aici este pericolul. Și precedentele periculoase pe care le-au făcut ei vor avea efect în timp. De datoria noastră este inclusiv și respectarea drepturilor omului. De aceea noi vom merge încolo. Despre rezultatul acestei vizite, cred că o să vă informăm suplimentar, pentru că noi avem o deschidere totală față de reprezentanții mass media, cum am avut-o și în trecut. Vă mulțumesc! Добрый день, уважаемые сограждане. Хотя навряд ли этот день можно назвать добрым, после того, как мы вчера наблюдали весь тот политический беспредел, который происходил в связи с арестом генерального прокурора Александра Дмитриевича Стоианоглу. Мы все прекрасно видим, с какой скоростью все это происходило. Можно так сказать, что за одно мгновение, буквально за два часа, человека лишили свободы. Мы с уверенностью и твердостью хотим сказать, что это конкретный сценарий, это умысел. Мы все наблюдали, как последние месяцы правящий альянс подбивал все законодательство именно под это действие, под эту кульминацию, как менялись под удобные статьи наши молдавские законы. Вы знаете, это удар по всему нашему молдавскому обществу, по всему нашему молдавскому народу. Это политический ход, который сделан для того, чтобы показать всему обществу, что с любым неугодным, неважно, пусть это будет районный советник, муниципальный советник или тот, кто неправильно выразит свое мнение, как считают представители нынешней власти, то их ждет то же самое. Я хочу вам сказать, вы всех не перерестуете. И в воскресенье от севера до юга, от Бричан до Вулканешт. Все должны приехать и принять участие в этом митинге. Митинге народном, на самом деле народном митинге, который покажет власти, что она
власть лишь временное явление для них, потому что с такими скоростями, с которыми они едут и наезжают на наше общество, им там долго не пробыть. Мы не будем заниматься политикой в это воскресенье. Мы будем заниматься в это воскресенье справедливостью всем молдавским обществом. Спасибо огромное. Да, мулцумес колегилор фартис курт конклузии. Колегии ин конформитате ку леги ку приири ку леги при институту депутатлу ин парламент, președintele Comisiei Parlamentare a Drepturilor Omului, împreună cu aici președintele Comisiei Juridice, vor merge să vadă situația cu domnul Stoianoglu, condiții de detenție, dacă i s-a respectat dreptul la apărare, dacă are parte de un proces transparent, echitabil, adecvat și în conformitate cu norme legale. După asta vă informăm. 2. Facem apel public către întreaga comunitate diplomatică acreditată în Republica Moldova, către organisme internaționale la care Republica Moldova face parte. Dragi parteneri, tăcerea dumneavoastră are un caracter dubios. Este vorba și de imaginea domniilor voastre. Este vorba și de imaginea structurilor pe care le reprezentați. Știm că mulți din dumneavoastră au o poziție de lucru, adică ați formulat și aveți o poziție referitor la modificarea legislației în Republica Moldova și cum unele norme au fost încălcate și cum legile se modificau fără a avea avizul și susținerea structurilor Consiliului Europei comis de la Veneție. Dar noi dorim, și cetățenii doresc, să știe care este poziția dumneavoastră și să aibă acces la această poziție. Așteptăm reacții. 3. În această duminică invităm toată lumea, fie partide politice, fie societate civilă, cetățenii simple, să avem o acțiune amplă de protest. O remarcă foarte importantă. Nu este vorba de o singură persoană. Și noi nu suntem avocații procurorului general. Este vorba de justiție corectă. Este vorba că fiecare din noi trebuie protejat și trebuie respectate proceduri. Este vorba că cineva instalează control politic și ne aduce dictatură. Este vorba că cineva dorește să cenzureze spațiul public, mediatic. Este vorba că cineva vrea să controleze totul prin niște metode obscure, murdare. Și în această duminică noi vom condamna anume aceste metode și vom spune clar că noi nu dorim revenirea la stat capturat, că noi ultimii 2 ani am avut un stat relativ liber, că nimeni nu era persecutat, niciun partid politic nu era scos din alegeri, niciun lider politic nu era arestat, nu erau cazuri de preluare abuzivă a afacerilor. Oamenii nu au avut frică să expună public poziția lor vis-a-vis de evenimente politice. Noi dorim să păstrăm această libertate și să dezvoltăm instrumente reale democratice. Instituțiile trebuie să fie independente. Așa este statutul lor legal. Vom veni cu detalii suplimentare și ne vedem duminică în centrul capitalei. Mulțumim! Ответили на него, все-таки мне хотелось бы его задать. Не назови, господин Стоянова, имя и фамилию Петра Михалка. Последовал бы этот такой экстренный арест или нет? Как вы считаете? Я думаю, что все мы являемся свидетелями того процесса, который происходил.
И все мы понимаем, что произошла политическая расправа над господином Стояногу. Почему? Потому что он был неудобен режиму. Почему? Потому что режим хочет своего карманного прокурора. Почему? Потому что господин Стояногло позволил себе озвучить те вещи, которые мы знаем. Но он это озвучил. И те силы, в отношении которых он высказался, продемонстрировали не только господину Стояногло, а каждому гражданину Молдовы, кто принимает решение. И показали оперативность, что если можно наказать генерального прокурора за считанные часы, то можно наказать любого гражданина, независимо от его статуса. Эти методы неприемлемы. В воскресенье мы проведем протестное мероприятие за права, свободы, за демократию и за возможность людей публично высказывать свое мнение. Почему господина Стояногло взяли за 5 минут до пресс-конференции? Были такие прецеденты уже в Республике Молдова, когда люди просто не доживали до пресс-конференции, не доходили до них. Но госпожа Санду и партия власти обещали совершенно другие вещи. А мы видим, что практика абсолютно неадекватная. Мы будем добиваться и добьемся, чтобы та информация, которую господин Стояногло собирался вчера озвучить на пресс-конференции, стала публичной. Чтобы люди имели возможность проанализировать каждую букву, каждую запятую в его тексте. Люди имеют право на информацию и на доступ к информации. И не должно быть неприкосновенных. У нас нигде в законе не написано, что про одних можно говорить, а про других нельзя. Если говорить о переговорах вот этого бывшего руководителя антикоррупционной прокуратуры с господином Михалко, я могу добавить только одно, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении Стояногло и те рекордные сроки, в которые это происходило, было принято прокурорами антикоррупционной прокуратуры, которую возглавлял господин Мораль, которого уволил господин Стояногло. Люди должны иметь право, имеют право и должны иметь доступ к информации. Спасибо.